Bună ziua, este 10 ianuarie 2023, la 4 zile de la tratamentul cu acid oxalic 3,5% picurat și am pus șuberele expre pentru asta să verific tratamentul. M-am uitat deja pe ele, nu văd neapărat o corelare exactă între stupii care s-au micșorat un pic din toamnă și numărul de paraziți căzuți. Sunt câțiva paraziți, am găsit chiar vreo 3 roi. Ia să văd dacă vă pot arăta. Nu o să zăbovesc foarte mult. Uite aici ce vedeți. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cred că mai sunt 17, 18, 19, 20. Aici sunt mulți. Aici la fel, tot cam așa, 30 probabil. Așa, aici mai puțin, 1, 2, 3. Eu fac tratamentul ăsta și ca verificare. 1, 2, cred că, 3, 4, 5, 6, 7 și aici sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da, roii văd că-s mai infectați un pic ca stupii de producție și într-un fel e normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Unul e mai mic, unul e pe 4 ramere, se toți pe 6. 1, ăsta nu e infectat. Și la stupii de producție, aici nu văd, ăsta e chiar cel care vi l-am arătat în filmul când am arătat cum aplic. Deci aici chiar nu reușesc să văd așa în grabă nici unul. Poate ăsta să fi fost, da, uite aici pe deget am unul. Deci unul căzut. Acum s-ar putea și după 4 zile să mai cadă. Ăsta e unul care e micșorat. Și uite că nu reușesc să găsesc păduchi, chiar niciunul, deci ăsta nu înțeleg exact, deci nu-i de la valo amicșorarea. Așa, pe urmă aici unul care are mulți paraziți, pardon, acarieni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aici sunt 9, 10, sunt câțiva. Aici parcă era cel care se micșorase, de ziceam noi când ne-am pus pe iarnă că să ne uităm, parcă al doilea sau al treilea. Așa, 1, cred că 2, 3, nu știu, oricum puțin. Deci are, nu-i corelare între micșorare și paraziți. Ia să vedem și la următorul. Aici sunt 1, 2, 3, 4, cred că 5, 6, sunt câțiva pe aici, probabil vreo 10, așa, 1, 2, 3, 4, cred că 5, 6, 7, 8, 9, cred că 10, aici sunt câțiva. Aici la stupul de pe cântar iar am văzut destul de mulți, cred că sunt vreo 20-30, se văd destul de mulți. Deci uite, să ținem minte, stupul de pe cântar, ăsta e infectat. Și aici sunt câțiva. Și tot cam așa, deci nu e exagerat. Uite aici, iarăși nu văd niciunul. Deci eu consider că cu acest tratament am curățat toți paraziții. Sper să nu fie puiet căpăcit în perioada asta și nu cred că este. Ceva semne de creșterea temperaturii în senzorul inimioară care l-am aici la cântarul ăsta, am văzut zilele trecute.
Da, cred că poate acum încep numai cu căldurile astea să se gândească la puiet. Sper să nu fie. Uite că am deranjat un pic stupul de pe cântarte să-l pun la loc. Și vă spun sincer că eu am tratat, am făcut un tratament cu Oxystrip după salcâm și în toamnă 3, unul după altul. Deci la 3 săptămâni schimbam benzile. Câte 4 benzi la 3 săptămâni. Și ăsta e rezultatul. Deci eu am făcut anul 2022 4 tratamente cu Oxystrip și un tratament tot cu acid oxalic, dar prin picurare. Na, astea sunt rezultatele. Eu aici în Franța, în zona mea, aveam în ultimii ani, ați văzut filme, niște infestări extraordinare și anul ăsta cu schema asta de tratament, cam asta e situația. Stupii, ați văzut cum arată. Arată destul de bine. Vom vedea în primăvară, dar deocamdată sunt mulțumit. Șubrele nu le pun la loc, poate pe final de ianuarie, să zic așa, că atunci precis va fi puiet, dar le mai las și ca să îi domolesc un pic începutul la pontă, dacă cumva se gândesc și cu căldurile astea se cam gândesc, cred că, fiindcă na, iarna mai poate ține și parcă n-aș vrea chiar de acum să înceapă foarte, foarte puternic. Pe final de ianuarie le băgăm șubrele și pornim creșterea puietului mai serioasă așa. Sănătate multă, mă duc să verific și stupiroii de sus, de fapt, și vremea asta așa burnițează, plouă așa foarte fin, nu-i de stat pe aici. Numai sănătate vă doresc, numai bine, a fost Mihai Rustu, paru.ro, înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră. Mulțumim că ne urmăriți!